Furnizorii de medicamente nu sunt de acord cu decizia guvernului de a aplica penalități mai mare, președintele Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Dispozitive Medicale a declarat la un post privat de televiziune că regulamentul cu privire la asigurarea cu medicamente a spitalelor din țară, care a fost aprobat de executiv, este neconstituțional. Din aceste considerente va fi contestat. Precizăm că guvernul a aprobat miercuri modificări la regulamentul cu privire la asigurarea cu medicamente a spitalelor din țară. Astfel, întreprinzătorii nedisciplinați care cumpără și distribuie medicamentele și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate vor fi sancționați. Ministrul Sănătății Mircea Buga a anunțat că scopul modificărilor este de a-i responsabiliza pe furnizori, dar și de a năspri sancțiunile pentru nelivrare. Buga a subliniat că și nelivrarea medicamentelor în termen va fi penalizată. Spitalele au rămas fără medicamente la începutul acestui an, după ce mai mulți agenți economici au refuzat să încheie contracte pentru că ar suporta pierderi din cauza deprecierii monedei naționale.